Atragerea arădenilor spre sport este una dintre preocupările primarului Aradului. Acesta a demarat seria de acțiuni Alege sportul cu primarul, iar prima vizită a fost făcută la Basket Club Best. În cadrul acțiunii, Gheorghe Falc a discutat cu sportivii, cu părinții acestora, iar la final și-a încercat norocul la panou. Cu un număr important de copii, suntem astăzi la un club privat de basket. Ați văzut ce campionat au, ce performanțe au. Încercăm să promovăm sportul și rugăm pe părinți, în primul rând, să se gândească la sănătatea copiilor. Putem observa ce înseamnă implicarea părinților care au făcut ca acești tineri să fie aici la sport, dar evident și implicarea conducătorilor clubului. Acum vom intra în procedura în care cei care au asistat vor participa la un mic antrenament și la un joc sportiv. Alături de primarul Aradului au fost și directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport, dar și copiii de la Școala Generală Aron Cotruș din Arad. Alege sportul, Târgul Sportului Aradean, continuă sub această formă, cu aceeași obiectiv de a promova sportul și cluburile sportive și toate ramurile sportive din Arad. Va fi un giro cu vizită la majoritatea cluburilor, să atingem toate sporturile posibile de practicat în Arad. Întâlnirile O zi cu primarul și Alege sportul cu primarul vor avea loc săptămânal în zilele de miercuri. În cursul dimineții se vor desfășura întâlnirile cu cetățenii interesați de administrație, care vor lua parte la activitățile de pe agenda edilului șef, iar după amiaza de la ora 17:30 vor avea loc întâlnirile cu arădenii care doresc să viziteze cluburile sportive alături de primar.